Cum îți scoate pârleala morarul? Dar cum a ajuns acolo? Gunoiul. Ce îți dau, mă, omule? Ce îți dau? Să vă ajutăm. Nu încetuc. Nu trebuie să dea lucru nimic. Încet cu treabă bună. Nu te dea lucru nimic. Lasă-mă, Nelu, să scoată calul și taci din gură. Dea tu calul, nu te dea lucru nimic. Nu trebuie dumneata. Ești plătit? Scoate calul, avară. Lasă ca aia, vedem noi. După ce l-am băgat dumneata, și în rahat. Bătăți, bătăți, frumos să mă creezi. Mă chinu eu și să putem băga furtuna. Nieta, mă vezi? Și soltăm. Ce bun! Domnul Plutonian, ajutam să ajutăm. Nieta, mă vezi? Hai, mișo, prinde ducul de... Hai că ies, să dăm. Hai, mă, lăsa, te de cap. Prinde de acolo, hai că ies. Hai, mă. Hai că ia să vadă. Ați văzut cum s-a reglementat trebuie aici pe stradă? Eu știu, animalul, eu până aici m-am băgat astăzi cu copiii. Mâine nici nu trimit la școală. Hai cu el, lasă-l să vie înainte, hai cu el pe canal înainte. Acolo că te lovește, hai afară. Manel, ies afară, de ce nu-ți ales? Lasă-ți toată oameni. Să ies, zi, să ies. Hai, da, de-acolo. Mai trage, ăla. Trage, trage mai mult. Trage mai mult. Cu gunoiul ăsta, că ar trebui să pară prima roată, să-i dau una în cap, chiar dau una, chiar pe măsa în gură. Primarul ăsta, ce-o blastă mare. Ce-o blastă. Cu samțarii lui, nu cu săt mare, cu samțarii. Hai să o sucim, să prinde, hai să o trage. Gunoi. Nu mai este. Ce vorbești, mă? Ca să o lăsa jos, cu tătul, să o pus jos. Las-o ca s-o slobozit, mă, eu șopte după... Las-o de gură, las-o un pic. Ia s-o lăsa de-a jos, cu tătul, am. Dar rățea ridicat, dar ce-a bat? Hai cu o dată, prinde mă! Hai, Stelă, mă! Dacă nu-i râu. Da, pe asta, dar stai închis. Haideți, Claudiu! Haideți, vezi și așa. Atenția voastră. Să încerci. Las că o să facă întreagă, n-are nimic. O, bă, vă mulțumesc. Vezi, am un gheie oraș, iară, să nu margă iar în șantă. Da, tu sus, tu. Așa, ho! Mamu trage furtunele. Nu, trage aici acum,
Deci asta e casa... Dacă se poate undeva mai jos. Garda de intervenție a detașamentului de pompieri deja a fost solicitată la ora 23 și 24 de minute pentru a interveni în cazul salvării unui cal care era căzut într-un șanț în viile Dejului, respectiv pe strada Perlelor numărul 11. Această intervenție a fost foarte dificilă datorită faptului că la locul respectiv nu s-a putut ajunge cu mijloacele auto din dotare, fiind nevoit să mergem aproximativ o jumătate de kilometru deplasare pe jos. În cele de în urmă am ajuns la locul respectiv și am constatat că atelajul Hippo împreună cu calul care era la el erau căzuți în șanțul care era săpat pentru a alimenta cu apă respectiva stradă. În urma intervenției cu subofițerii care am avut împreună cu noi, am reușit să scoatem animalul afară din șanț. Reușim.